Șeful Serviciului de Inspecție Fiscală Persoane Juridice și alți 5 inspectori din cadrul ANAF Buzău au ajuns sub control judiciar în urma unor percheziții făcute de procurorii DNA. Din primele date, se pare că șeful primea mită în timp ce angajații țineau contabilitatea chiar la firmele pe care trebuiau să le ancheteze. Liliana Năstase ne spune mai multe despre acest caz scandalos. Bun găsit, Liliana! Iată, de data aceasta se observă că cei care ar fi trebuit să verifice ca infracțiunile să nu fie comise, comiteau chiar ei infracțiunile, din ce spun procurorii. M-am găsit în urma perchezițiilor, procurorii au ajuns la concluzia că șeful Serviciului de Inspecție Fiscală Persoane Juridice din Buzău ar fi luat o mită de 8.000 de lei, cel puțin până în prezent cercetările au dus la această concluzie. Mită ar fi constant într-un scooter în valoare de aproximativ 4.000 de lei și suma de 4.000 de lei cash. În același timp, mai susțin anchetatorii care au participat la percheziții că 5 persoane angajate în cadrul aceleași instituții au fost prinse că în loc să verifice firmele, acestea, așa cum ai precizat și tu, le țineau contabilitatea, evident, contra unor sume de bani. Și întotdeauna, bineînțeles, ascunzând posibilele infracțiuni pe care firmele respective le-ar fi putut face. Serviciul de contabilitate era plătit cu sume pornind de la 300 de lei lunar în funcție de volumul de acte. De altfel, contabilitatea ar fi fost ținută de angajații serviciului fiscal încă de acum câțiva ani de zile. Cei 6 angajați sunt în continuare cercetați de procurorii anticorupție și au fost suspendați din funcție de la locul de muncă până la un verdict definitiv al instanței de judecate. Ei se află sub măsura controlului judiciar, urmând ca săptămânal să meargă la poliție pentru a da cu subsemnatul. De asemenea, în acest dosar mai sunt audiate și alte persoane angajate în cadrul aceleiași instituții, urmând ca procurorii să stabilească dacă în cadrul Serviciului de Inspecție Fiscală Persoane Juridice din Buzău era practic un flagel al corupției sau dacă cele 6 persoane reprezintă un caz izolat.